Noi la Viflai am fost, noi la Viflai am fost. Unde s-a să plătești corida noastră, Constrânțuc de Busuiu, Doamne, dă-i gazdă-i! No! Vă mulțumim! Ce mai? Vă mulțumim, Dumnezeu să dea sănătate și cu sonoritatea aceasta atât de frumoasă, depășim nivelul păstorilor și al magilor și deja urcăm spre cele îngerești. Vă mulțumesc pentru vestea cea bună și pentru bucuria pe care ne aduceți în suflet. fericită sărbătoare preamărită. Vă dorim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie, să aveți zile senine, să le petreceți cu bine, să aveți folos de nașterea lui Iisus Hristos. Mulțumim! Mulțumim la fel și eu. Puica neagră, oa indică, scolăgasă, dăm părincă și construzie din tăcreață, Dumnezeu să-ți dea viață. La fel. care toate le punem în iesle, de acolo de unde vine lumina lui Hristos. Permiteți-mi, chiar dacă suntem mai mărișori, să vă spun o povesteală. Se spune, poate că să las loc, să nu stați în picioare. Se spune că era o familie creștină în preajma Crăciunului și mama, sigur că era ocupată în bucătărie cu problemele specifice sezonului. Și tata, împreună cu fetița, s-au hotărât să pregătească ieslea. Dar fetița era mică, era încă doar la grădiniță, în primii ani. Și tata despacheta figurinele și fetița le punea în dreptul grotei. După ce a despachetat toate figurinele, tata a văzut că statuetele erau așa cam grămadă acolo. Și a zis, draga tati, trebuie să le punem în ordine. Aici fiecare figurină are locul ei. Zice, pruncul mic îl luăm și îl punem în iesle. Maria, pentru că Maria a fost cea mai aproape de prunc, l-a iubit cel mai mult, punem lângă iesle. Iosif, pentru că și el l-a iubit foarte mult, punem în partea cealaltă a ieslei. Păstorii l-au văzut pentru întâia oară. Îi punem puțin mai la margine. Magii venind de departe și ei, ca în prima oară, așa nu știu exact ce va fi, îi punem și pe ei mai departe. Acolo este locul lor. Și atunci fetița a întrebat, dar locul meu unde este? Extraordinar. Este marea întrebare pe care Crăciunul, nașterea Domnului, ne-o pune fiecare dintre noi. Unde este locul nostru în această iesle a Domnului? Cât de mult îl iubim și, pentru că astăzi am avut Evanghelia cu pruncii, de nu veți fi ca și pruncii, nu veți intra în împărăție, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în sufletele noastre, de fapt, să fie acea lumină, acea bucurie în care El se coboare în noaptea sfântă și să rămână ca într-o iesle adevărată. Cu bucurie și cu sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și tuturor celor dragi. Vă mulțumesc pentru comuniune. Și ne-o nins și ne-o plouat și tăți câinii ne-o rătrat. Scoală-te gazdă de loc și pune vinul pe foc, scoală gazdă să trăiești și camerii să-mi florești, să fii gazdă sănătoasă cu ai tăi cu tăzi din casă, să să ai sărbătoarea veasă și să prăznești frumos de nașterea lui Hristos. Este ceea ce vă doresc și vă mulțumesc încă o dată pentru frumosul concert de colinde pe care în seara aceasta vi l-ați oferit și l-ați oferit Bunii Dumnezeu prin noi. Și vă mulțumesc, Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumesc! Sărbători fericite! La fel și dumneavoastră și familiile dumneavoastră.